Dragă Ioane, întotdeauna când vii la Cernăuți ne faci surprize, ne faci surprize frumoase. Data trecută când ai fost, ai venit chiar în ziua ta de naștere. Da. Și te-am întrebat ce ai venit, Ioane, acum la noi, în ziua ta de naștere, ca să stai aici, într-un hotel părăsit. Și tu ai spus, mi-ai răspuns atunci atât de frumos că nu, am venit ca să stau în hotelul în Crown Prince, Da. acolo Da. unde Ciprian Porumbescu de atâtea ori a interpretat melodii la vioară, unde de fapt lua mesele pe care îi le oferea boierul Flondor. Da. A Mă fost. aduceți aminte despre aceasta, da? Da, acum. A fost o epocă foarte interesantă a lui Ciprian Porumbescu, atunci când l-a plătit Flondor pentru lecțiile pe care Îi le tânărul citea lui Otto. compozitor, ce a făcut totul acela? A făcut ceva, muzică? Nu, Nu, nimic. nu. Aha. Aveam mâncarea de prânz și de seară. Și nu a avut probleme, fiindcă eu urmăresc fel de fel de constante. Și dintr-un text literar și din biografia unor oameni. Dintr-un text literar, de pildă, eu am făcut o carte sau am făcut mai întâi o lucrare de licență despre un singur cuvânt. Adică de ce să lucrez eu despre chipul țăranului colectiv și nu știu ce, sau în război, sau așa mai departe. Nu, doamne, mă interesează un singur cuvânt. Cuvântul noroc. Și profesorul academicianul, cum îl chema mai de la Iași, La care ați făcut licența? da, Ciopraga, zice, da, ce poți să scrii despre un cuvânt noroc? Numai decât noroc? Nu, zic, am scris deja câteva pagini. Dacă îți aprobă ăsta asistentul Dumitru Irimia, atunci vine cu acea, dar du-te întâi și vorbești cu el. Dumitru Irimia zice, da, ai citit ce a scris Caracostea despre noroc la Eminescu. N-am citit. Păi și nu poți să citești, fiindcă lucrarea este interzisă și n-ai voie nici să o citești în bibliotecă. Asta era în anii 60, În 70, 70. 70. Zic că, nu, și atunci ce fac? Păi vii la ora la mine și eu îți împrumut cartea. Da, dar eu vreau să plec la Rădăuți. Când pleci? Zic că la ora 11 am trenul. Acum era ora 2. La ora 4 vii la mine, că eu ajung acasă și dacă de la 4 până la 11, fără un sfert, poți să citești cartea și să-mi spui dacă ai ceva în plus față de Caracosta, atunci eu îți aprob. Iau cartea frumușel, mă duc la creșmă, iau o bere și o cafea. Bine, și la ora 10 am terminat cartea de citit. Am făcut fișe tot frumos. Vin mai departe. Merg mai departe. Și bineînțeles că am făcut lucrarea. La expunerea ei la comisie, eu zic, da, să mă duc, trebuie să-mi cumpăr o cravată, că eu venisem cu motocicleta. Tinerii anilor 70. Da, zice, nu, că eu și eu voi fi cu mânecă scurtă acolo. Deci avem noroc, a spus-o la plural, avem noroc că în comisie sunt niște minți luminate. Nu l-am mai întrebat de ce și cum. Mai târziu, când eu într-adevăr m-am documentat, am găsit într-o revistă care se chema Cum vorbim, domnule, un scandal monstru împotriva cuvântului noroc. Un cuvânt de origine burgheză, ca așa, că nu știu ce, că are acolo fel de treburi din astea păcătoase, știi? N-ai voie să spui așa. Cum adică? Păi noroc. La miner scrie noroc, ceea ce la noroc bun, cum adică? Ei bine, până m-am lămurit eu că
Când vântul ăsta, noroc bun, scris la mine, nu înseamnă aibă noroc, ci înseamnă așa, lumină bună, fiindcă noroc, roc, vine dintr-un cuvânt cu radical indo-european, din sanscrită, care înseamnă ce a fost scris într-o stea despre soarta unui om sau cutare. Și așa, iată că eu cu un singur cuvânt am reușit să caput o diplomă în filologie. Și ați avut noroc, bădiță Ioane, ați avut noroc. Am avut noroc, dar a fost și un blestem, că de acolo mi se trage mie, mă, câte o constantă. De pildă, toată lumea vorbește de vioara lui Grigore Vindireu, la care a cântat Ciprian Porumbescu. Păi, n-am ulimat, dar ia să vedem noi cine spune, ce document aveam cum a cântat ăsta, minunat. M-am apucat, n-am avut de lucru, sau blestemul pe capul meu. Doamne, într-un an de zile am măturat tot ce s-a scris despre Ciprian Porumbescu, deci, cum spuneam, ponoasa cu bibliografia aceea. Doamne, ce s-a scris despre omul? După aceea putem vorbi, ca Ciprian Porumbescu, că a făcut ca adres. Nimica. Dacă nu știi ce s-a scris până acum. Bun. Și atunci am căutat documentul. Că pe mine asta mă interesează. Documentul prim. Nu că a spus Badea Vasile, că Badea Ionger. Nu, doamne, eu să văd hârtia aceea. Și probabil că îți spuneam de treaba ce o pagina albă dintr-un dosar de la Curtea Marțială din 1918 cu niște militari, un capitan, un sublocotenent, nu știu, care i-au permis unui ofițer austriac să treacă frontul la Ostra și au zis ei că am băut o cană de ceai la preotul din sat, dar și preotul din sat a fost acuzat de pactizare cu dușmanul. Că acest ofițer austriac, când austriecii erau în Bucovina, el a fost încartiruit acolo la popă. Și bineînțeles că a avut săracul ofițer, că vai de capul lor cum trăiau. Deci, pagina aceea albă. Dintr-o dată, doamne, stai că ăsta este un dosar formidabil. Un dosar în care la Curtea Marțială se face un fals în proces și este condamnat un om care a primit Faliboga, îl chema, pe acest învățător. A fost decorat, nu știu ce. El serbează unirea Bucovinii, Ardealului, Basarabie cu regatul României în închisoarea de la Iași. Peste drum de biblioteca universitară e o clădire. Eu acolo am stat ca student la dormit și la cantina l-am mâncat. Dormitorul nostru era poreclit hipodrom, fiindcă erau 20 de paturi. 20 de paturi erau acolo și bine, trebuia să facem curățenie, tot frumos. Și într-o zi eu m-am apucat, știind că vine rectorul și comisia să facă așa, am găsit o bucată de slănină și am pus-o așa pe oglindă și am mai găsit și un pieptene cu un păr de la o servitoare, ceva de acolo, și am pus-o acolo la asta. Păi a fost un scandal monstru. Bădiți Ioane, vă îndepărtați de tema noastră. Da, tema este următoarea. Doamne, nu am găsit, nu a fost Ciprian Porumbescu la Putna în 1871. Nu s-a întâlnit cu Eminescu. N-a cântat din nicio vioară. N-a fost nici taică-să. Și după aceea, când am căutat să aflu de ce nu a fost popa Iraclie, constat că
în 1870 a fost adunarea aceea din 11-23 iunie, adunarea enoreașilor și a preoților de la Arhiepiscopia Bucovinii pentru a găsi documente și argumente pentru un congres și pentru o autonomie bisericească, fiindcă evreii aveau o autonomie, greco-catolici aveau, catolici aveau, ăștia nu. Și aveau necazuri cu arhiepiscopul Hackman. Au obținut o treabă foarte frumoasă, cu legea și cu voința poporului. Și a făcut și o broșură. Din păcate, broșura aceea a fost citită de Eminescu, că a apărut în septembrie 70, dar nu s-a folosit echipa de aranjori ai sărbării de la Putna din 71 de exemplu acestor bătrini politicienilor, că politicienii bătrâni din Bucovina s-au ferit de sărbarea de la Putna. S-au retras, n-au participat. Și acum mi-am dat seama de ce, fiindcă ăștia vreau o unitate culturală a tuturor românilor, ori bucovinene nu puteau să facă o unitate bisericească a tuturor românilor, fiindcă da, Biserica Ortodoxă din Bucovina avea fondul religionar, cei din Ardeal nu. Da. Și atunci s-ar fi împărțit. Așa au rămas ca să se împartă cu ucrainene care erau și ei ortodoxi și aveau dreptul la fondurile astea. Mă zici, Ioane, ne mai oprim puțin, pentru că timpul trece și păi, ne prinde noaptea. Mergem la un microfon ceva mai transparent și cu licoare, ca să limpezească. Dar știți, această câta descălicarea dumneavoastră aici la noi, la Cernăuțe, astăzi, cu ce ocazie? Știu că vă întoarceți din Polonia. Cu ce cercetări ați revenit în Polonia? Este a patra descindere a mea la Polonia, la Biblioteca Jagiellonia. Este o bibliotecă extraordinară. Pentru mine e mai convenabil ca să vin de la Costișa la Cernăuți și să ajung la Cracovia, pentru că aici sunt foarte multe dicționare. În această bibliotecă? Da. Pe care o cunoașteți foarte bine, am înțeles. O cunoaște destul de bine. Nu chiar foarte bine, dar când am fost prima dată, eu am căutat să găsesc probe la ceea ce afirmase într-un articol Grigore Ion Andreș despre orbâșea polonă a familiei Eminovici. Ori, în documentele primare, că tot vorbeam de sursa primă, nu este familia Eminovici, ci familia Jaminovici. Jaminovici sau Jimino. Ei bine, am a patra sesiune de cercetări, să zic așa, lecturnice, în bibliotecă. Și nu am găsit un nume de familie Jaminovici. Este Jaminski. Da, Jaminovici nu. Deci, acest nume de familie îi aparține unui român. Și aici românii în Pocuția și în Galiția erau în niște așezări de drept valah. Da, adică, aveau foarte multe. Adică ei aveau o biserică ortodoxă, preot ortodox, școală în limba română, erau scutiți de biruri. Aveau o singură obligație față de rege, să dea 3 oșteni într-un caz de ceva. Dacă mureau, Dumnezeu cu mila. Dacă se întorceau cu niște preți sau ceva, intrau în vistieria satului. Încât acest drept valah este foarte bine tatuat atunci în vremea aceea, încă erau
state și de drept valaș, de drept german și de drept rutean, că atunci se vorbea, nu se vorbea de Ucraine, de Rute, da, așa. Și când a fost vorba discuția cu Eugen Patraș despre inscripția acolo la Ieminescu, să pomenim și treaba asta, acolo scrie popoarele român și moldovean. Și atunci eu spun, stai, da, eu când am pus la statuia lui Șefcenco la București sau unde, am scris acolo că este poetul popoarelor rutean și ucrainean? Da. Nu! E același popor. E un singur popor, dar are, așa ar trebui ca noi să spunem, dar nu, sunt mai multe popoare în fosta Dacie. Avem maramureșan, bucovinean, moldovean, bănățean, oltean și care mai fi și dobrogean. Așa. Deci prima uniune europeană ar trebui să facă pe pământul Daciei. Nu sunt atâtea popoare care au aceeași țâțină latină. Bine, asta ați vorbit mai mult despre aceste descoperiri pe care le faceți în Cracovia, privind familia Eminescu, a lui Iminovici sau Iaminovici. Dar știu că în ultima perioadă sunteți preocupați mai mult de originile golembiovciene ale lui Ciprian, da, Porumbescu, Iraclie. Ce s-a întâmplat? Eu scanând ce s-a scris despre Eminescu, nu m-am mulțumit cu ceea ce s-a tipărit doar. Și atunci am fost la arhivă și la bibliotecă, la Suceava, atâta. Și la Suceava, la bibliotecă, găsesc un manuscris intitulat Familia Porumbescu, autor 1 Nicolae Cojoc, la 1980 la 1984, deci care înconjoară cumva centenarul lui Porumbescu. Despre Porumbescu, familia Porumbescu. Ori, familia Porumbescu este doar cea a lui Iraclie. Încolo, și astăzi sunt vreo 13 familii golimbioschi în Sucevița, dar nimeni nu și-a schimbat numele. Cum de ăsta și-a schimbat numele? Din golimbioschi? Ori ce se întâmplă? Eu eram pregătit că noi uneori doamne, trecem pe lângă un adevăr, fiindcă nu suntem pregătiți să-l înțelegem. Eu am fost pregătit ca să înțeleg de ce golembiovski ăsta provine dintr-un sat de drept valah din Polonia. Deci el nu este polon, are nume polonez. Nu știu dacă a venit din Polonia cu numele polonez sau dacă nu cumva i s-a dat numele golembiovski în Sucevița. Că, de pildă, Noe trimite porumbelul, nu? Merge odată, nu vine cu nimica, vine a doua oară cu o ramură de masle, cu o frunză, cu o stulpare. Și după aceea, a treia oară, unde? Că nu se mai întoarce porumbelul. Până, o rămas la Sucevița. Ce frumos! Ați făcut cu Biblia. Da? Înseamnă că dumneavoastră vă gândiți că acest golembiovski din acel sat cu drept valac să nu fie tot un român venit pe vremuri. Nu se poate explica faptul că a fost un nobil, Robdolea a fost un nobil polon. Un nobil polon nu își leapă de credința, nu poate trece de la romano-catolică la asta. Ortodoxie. Pe de altă parte, această credință foarte puternică a lui Iracle Porumbescu se datorește faptului că el, părinții strămoșii lui, au fost într-un sat cu drept valah, care erau înconjurați de catolici. Și atunci, asta se explică și patriotismul lui. Patriotismul lui nu provine din faptul că, vai, că ce frumoasă e România sau Bucovina. Patriotismul lui provine din faptul că el, fiind între alte națiuni, între polonezi sau ucraineni sau așa mai departe,
El s-a simțit român și după aceea un Nobel, oricât ar fi fost el de harnic și de nu știu ce, nu s-a apucat să lucreze pământul. Fiindcă ce se întâmplă în Suceavița? Fiind un sat înconjurat de munți, ăștia nu au pământ. Ei trăiau din bucățica aceea de lângă casă și din pădure. Adică traiul lor era asigurat de plug și de secure. Și când mă uit, cu cine se însoară plăcăie din Suceavița? Văd că se însoară cu fete din marginea. De ce? Erau mai frumoase decât astea din Suceavița? Nu! Aveau pământ. Erau mai la câmp. Aveau pământ. Că așa am urmărit și faptul următor. Că zice, domnule, Papa Ioan Paul era de origine valahă. Tot de aici, din Galiția. Așa. Păi nu mă interesează că este un sufix. Nu este un sufix, este un cuvânt de la Ehve. Când eu spun Mihai, înseamnă, corect în românești, înseamnă cine este ca Dumnezeu. Dacă spun Mihai Eminescu, zice cine este ca. Nu ai nicio explicație. Ei bine, acest neamul lui Voitila, care înseamnă primar sau primarul lui Dumnezeu, așa s-ar traduce patronimul Voitila, doamne, aveau cu mătri, cu nați, nu știu ce, români, Galușca, nu știu mai care, Crăciun și așa mai departe. Ei, așa poți explica. Dar nu m-am mulțumit doar cu atâta, ci am căutat un atlas lingvistic. Ei bine, în zona, în satele acelea, există sate în care într-un loc se spune rojina, deci familia, în altul se spune familia. Mm-hmm. Și sunt și alte cuvinte românești. Și atunci îți poți explica, dar doamne, s-ar putea ca să fie dintr-o asemenea familie. Da, o revenire. Vă mulțumim frumos, bădiții Ioane. Veniți mai la noi la Cernăuți și cu alte cercetări, sunt multe. Da. Pot face. Vă așteptăm cu mare plăcere. Acum am găsit ceea ce am căutat atunci cu Vladimir. Textul acela, cartea despre Maneava, mi l-o scanat, sau era scanat, era pus la dispoziție sub formă scanată, l-am luat în buzunar frumușel și am mai găsit un studiu pe care cred că din 85 l-am primit fotografiat de la Lvov prin universitatea, prin biblioteca de la universitară de la Iași, care se cheamă așa ca e în ucraineană. Străvechile colinde lunar astrale ale ucrainenilor. Deci stare coleațche, ucrainske coleațche, lunare. Exemplu, apropo de Constantin, este următorul. O fată se însoară cu Crainou. Că luna în ucraineană este Flăcău. Da. Așa. Dar și la noi luceafărul este și femeie și bărbat. Că de pildă e un bas a român care se cheamă capra lui Vasile. Un flăcău într-un sat îi vine vremea de însurat, el spune la părinți eu nu mă însor decât, nu mi-au nevastă decât capra lui Vasile. Mă ne faci de rușine și nu știu. Nu, eu cu altcineva nu mă însor, cu capra lui Vasile. La un moment dat, la o nuntă sau nu știu ce, mama acestui tânăr însurat cu o capră, îi spune, băiete, tu trebuia, uite, să te însori cu fata asta,
uite cât e de frumoasă. Și el zice, taci, mamă, că asta este nevasta mea. Că ziua are, se îmbracă în cap, în pielea de capră și noaptea o dă jos și asta. Mama acestei soacră, acestei fete, tinere, neveste, se duce acasă, găsește pielea de capră, o aruncă în cuptor și atunci fata arată ca un fel de leșe și cade jos. Cade jos și cade din pământ în cer, așa. Băiatul, mă rog, soțul ei, o prinde de rochii, de șpicniță și să ține o bucată, asta tot plutește pe cer. Și cade și el jos. Fata este luceafărul de seară și băiatul este luceafărul de dimineață. Cu această poveste am câștigat eu polemica cu domnul Manolescu, Dumnezeu să-l Nicolae, da, deci, da, când, care a zis așa în hazliu, da, zice, oița și luceafărul, Hiperion. Așa. Mi-a explicat, dole, este variantă dinainte de scrise de Alexandria. Alexandrin nu era nici măcar în stare embrionară când a fost scris în prima variantă, sau, mă rog, de înregistrat primul text despre Miorița, ocolind de la soldații ardeleni acolo, în scrise, copiate, mă rog, transcrise de către Ioan Șincai, fratele lui Gheorghe Șincai, istoricul. A zice, nu, dar nimeni nu știe textul acela, nu cunoaște. Dar una este să nu știi textul și alta să fie textul care spune adevărul. Și asta trebuie să facem noi și de aceea eu te-am admirat și am și pus în recenzia aceea, doamne, ne trebuie adevărul. Da. Fără asta nu avem ce căuta în publicitate sau în vorbe sau în cuvântări din astea dacă nu căutăm adevărul. Și mai ales fi bazat pe document autentic. Da. Care... document autentic sau logica. Deci logica pe mine mă împiedică să accept că Ciprian a cântat acolo. Și ce a făcut dacă a cântat? Deci îl lăudăm pentru că a cântat la scripta, cu scripta lui Grigore Vindireu, dar nu îl lăudăm pentru că a scris capodoperă, altarul mănăstirii Putnei. Așa scrie el în manuscris. A, nu, deci scriem altarul, scriem mănăstire și scriem Putna. Păi diferența este următoare, că Putna este Putna și una e mănăstirea este a Putnei. Deci el a scris corect, da. Ciprian, Putnei sau din Putna, sau mănăstirea Putna. Și nu e corect, spui mănăstirea cu ramul adormirii Maicii Domnului, Sfânta Mănăstire, mănăstirea Putna. Asta sigur că poți să scrii la un tabel cu ăștia care votează. Da. Deci cu asta mă chinui eu, cu alergătura dintr-o parte în alta. Și acum recolta este foarte bogată. Foarte bogat. Am înțeles, v-am văzut dimineața obosit, dar cu multă bucurie în privire. Nu, da, calvarul de acum începe. Da, trebuie să... Fiindcă, de pildă, am de isprăvit cât mai repede cu gustărica lui Ciprian Porumbescu, că tot era sărac. Și constat, când am venit atunci la voi, că eu de fiecare dată mă aleg cu câte un lucru extraordinar. Chiar atunci, de la bibliotecă, de la Cernăuț, de la Nauca, care e numai bună pentru mine, că eu sunt, am nouc. Ați făcut o legătură. Și îmi dă un singur număr din Glasul Bucovinei. Dar acolo scrie din ce pricină se amână dezvelirea bustului. Da. Că nu s-au adunat bani. Și atunci îmi pică mie fisa și spune, stadiului sărăcia lui Ciprian Porumbescu se perpetuează și asupra chipului său turnat în bronz. Ce frumos! Și am urmărit ce s-au... Doamne, un chin cumplit.
adună ăștia, țin, Leca Morară ține conferințe, nu știu mai care, cântă la fioare, cântă la violoncel. Să câștigi un ban. Să câștigi un ban. Și tot scriu acolo. Am adunat 500 de lei, am adunat. În total, ăsta, bustul a costat 80.000 de lei, peste 80.000 de lei. Adunase cât? Poate? Cât adunase? A, ei au adunat cât am inventariat eu. Eu am fost și socotitor la cea pe Costișa, știi? Am lucrat la contabilitate la Frăteuții Noi. Mă pricep mai mult de o grămadă, adică economia României, cred că la înflorigură, dacă aș calcula eu toate veniturile astea. Și... Atunci, la acea dată, erau cam 20.000, dacă nu mă știu. Sau mai mult adunate deja de... Păi nu, ne uităm la următorul, că asta eu fac corelație și cu una și cu altul. Uneori sunt hazardate, dar dacă ei au adunat 500 de lei și pe ziar scrie 3 lei, deci un ziar 3 lei. Cu 4 cost. Pagini era 3 lei, cam cât costă acum Craiul Nou de la Suceava. Dar atunci era criză economică. Acum noi nu avem în crize economică, dar avem ordonanțe de austeritate. E același lucru. Vă mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați ajutat așa de frumos. Da.